După întâlnirea de la Giurgiu a oamenilor de afaceri, dar și autoritățile de pe cele două maluri ale Dunării, Giurgiu și Ruse, sub coordonarea Camerei de Comerț Bulgaro-Române, cea de-a doua sesiune, inițiativa The New Tour, s-a desfășurat în Bulgaria. La Vidin s-au întâlnit la aceeași masă pentru identificarea nevoilor și oportunităților de afaceri autoritățile și oamenii de afaceri din Calafat, Camerele de Comerț Teleorman și Dolj, alături de partea bulgară din același segment. Rezultatul întâlnirii este acela că în momentul de față am identificat împreună cu oamenii de afaceri din Vidin și Calafat un număr de aproximativ 5 sau 6 probleme majore pe care ei le au și care pot fi rezolvate în acest moment împreună cu autoritățile locale de pe ambele maluri ale Dunării. De asemenea, am identificat împreună cu autoritățile câteva potențiale soluții de dezvoltare regională în contextul strategiei Dunării. Inițiativa The New Tour este gândit ca un grup de 4 evenimente. Implementarea acestora în strategia Dunării se bazează pe o trecere de la general la local și de la nivel pan-european la nivel regional. În această strategie, Camera de Comerț Bulgaro-Română, ce are ca președinte pe omul de afaceri român Doru Dragomir, oferă asistență pentru internaționalizare și cooperare transfrontalieră.